prietenie cu cei de la Maramure. Se va încheia cu doi oameni dragi sufletului meu, familia Liliana Ghiță Boian și Pantelejianu, membrii ai Uniunii Jurnaliștilor Profesioniști din România, doamna Liliana Boian, scriitor consacrat, autoarea mai multor cărți de poezie, dar și de proză, domnul Bebejianu, la fel, autor a numeroase articole. Îi rog să vină aici aproape de mine. Eu am să vă spun, prieteni dragi, că acest an al rugăciunii nu poate să fie decât un moment în care fiecare dintre noi să aducem slavă lui Dumnezeu, să ne bucurăm că suntem, să ne bucurăm că avem șansa să fim într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu, aici în Austria, unde vă puteți câștiga o pâine albă, dar în același timp am să vă spun ultimele versuri ale unei poezii intitulată Bucurativă, scrisă de un mare poet care astăzi nu mai este printre noi, dar care, paralizat fiind, știți că Dumnezeu i-a pe o parte și de pe cealaltă, Ilorian Păunoiu era un mare versificator, un băiat care mergea cu noi prin centrele de copii și de bătrâni, ca să conștientizăm că nu contează cum arăți, nu contează că ești paralizat, contează că îl iubești pe Dumnezeu și că dacă ți-a luat Dumnezeu pe o parte picioarele, ți-a dat o minte scriitoare și ți-a dat atâta libertate de a crea. Iar poezia este mai lungă, am să vă recit ultima strofă care spune așa: Bucurați-vă că sunteți și că vin o dimineață, bucurați-vă de toate, bucurați-vă de viață, bucurați-vă, să vă bucurați că sunteți în această clipă alături de noi, să ne bucurăm și să aducem slavă lui Dumnezeu, vă iubim și vă prețuim și de Domnul să mai aducem și altă dată bucurie alături de domnul Gogea, mulțumim și doamnei Norica. Vă mulțumim că ne-ați primit cu inima deschisă. Mulțumim, Părinte. Vâlcea vă așteaptă oricând. Biblioteca Județeană, locul unde scrisul se îmbină foarte mult cu credința. Liliana Ghiță Boian și Bebejianu. Bună seara, Viena. Bună seara, oameni frumoși. Suntem fericiți că suntem aici. Pentru noi este prima ieșire de acest fel în lumea occidentală. Am fost și drept, dar în zona noastră de graniță, adică Bulgaria, Serbia și Republica Moldova, și ne-am gândit că ar fi timpul să facem un periplu ecumenic și cultural și în această parte a Europei. Noi venim din Câmpia Boianului, eu împreună cu soțul meu, acolo unde cultura și religia se împletesc într-o cunună de poezii, cântece și slavă înălțată Domnului. V-am adus aici ziarul Curierul Drăgăneștiului și v-aș ruga, domnul Gojla, dacă sunteți așa de amabil, să primiți chiar momentul acesta. Mulțumesc! Și are o pagină de mijloc cu poeziile cu caracter religios realizate de mine în limba germană, datorită ajutorului oferit de prietena mea, Odessa Sofronescu, profesoară de limba germană din București. Mai am și alte ziare pe care v-aș ruga să le distribuiți dumneavoastră și foi volante pentru a le da prietenilor dumneavoastră, iubitorilor de cultură și de religie. Mulțumim. Am fost fericită că la un moment dat, datorită domnului Puiu Răducanu, eu am fost în paginile reviste dumneavoastră Unirea, cu Nubela, dacă vă amintiți, cumva sunt convinsă că da, Cercelul s-a intitulat. Da. Sper că mai vom colabora de acum încolo și de asemenea sper că vom fi prezenți aici atunci când veți inaugura această minunată biserică la a cărei realizare cred că am pus și noi o cărămidă culturală prin prezența noastră aici. Iliana, eu am uitat și de Adriana, să ziceți ceva de Adriana. Eu am uitat să te prezint, Adriana, da. Avem alături de noi pe colega noastră, Adriana Weimer, din Banatul Românesc, care este colaboratoarea domnului Ion Gojla la realizarea revistei Unirea și pe care am cunoscut-o și am apreciat-o cu mare drag și de atunci mi-a rămas prietenă pe viață, atât mie cât și soțului meu, în tabăra culturală realizată de Mariana Moga, începând cu 4-5 ani în urmă,
Noi am cunoscut-o mai târziu datorită participării noastre mai târzie la această tabără. Aceasta este Adriana Weimer, care se ocupă de mass media atât pe, la nivel național, cât iată și la nivel internațional. Și acum, împreună cu Petru, vă vom prezenta un moment lirico-religios. Lacrimule te-mi curg pe față cu păreri de rău. Supărat-mi în a mea viață rău pe fiul tău. Ție, Maică-ți cer, nu mă lăsa să pierd. Du-mă sus la fiul tău și la Dumnezeu. Iertare, nu mă lăsa să pierd. Du-mă sus la fiul tău, căci și la Dumnezeu. Cere-i lui Iisus iertare și lui Dumnezeu, pentru că l-am dat uitării și îmi pare rău. Ție, Maică-ți cer, nu mă lăsa să pierd. Du-mă sus la fiul tău și la Dumnezeu. Am venit la tine, Doamna mea, ție mă închin astăzi, ție vreau să-ți mulțumesc, ție îți dăruiesc inima mea, am venit la tine, Doamna mea. Nu-ți întoarce sfânta-ți față celui ce-a greșit. O protește în viață și fă-l fericit. Ție, Maică-ți cer, nu mă lăsa să pierd. Du-mă sus la fiul tău și la Dumnezeu. Dacă drumul vieții mele va fi foarte greu, să-ți întinzi în zile grele, Maică, brațul tău. Ție, Maică-ți cer, nu mă lăsa să pierd. Du-mă sus la fiul tău și la Dumnezeu. Când în clipele din urmă Domnul m-a chemat, rogu-te, durerea-mi curmă, tu, măicuța mea. Ție, Maică-ți cer, nu mă lăsa să pierd. Du-mă sus la fiul tău și la Dumnezeu. Mă iartă, măicuță preacurată, pentru macularea nopților și
pentru strălucirea luminii din zori de zi, pentru cântecul sublim al lebedei stins pe întinderea neliniștită a apelor din sufletele noastre întinate de prea multă ignoranță. Și mă duc cu tine, Maică, sus la Dumnezeu. Milă-ți fie atunci de mine, că-s copilul tău. Ție, Maică-ți cer, nu mă lăsa să pierd. Du-mă sus la Fiul tău și la Dumnezeu. Ție, mă rog, prea sfântă și angelică măicuță, nu ne lăsa pradă neliniștii, frustrărilor, angoaselor, roagă-L pe Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să ne încăduie să iubim pe semenii noștri fără restricții, îngrădiri sau limitări în timpul acesta determinat arbitrar, să trăim firesc în dimensiunea celestă a stelelor nemuritoare. Ție, Maică-ți cer, nu mă lăsa să pierd. Du-mă sus la Fiul tău și la Dumnezeu. Ție, Maică-ți cer, absolut deosebită. Vă mulțumim, domnule Gojra, pentru că ne-ați primit și părintelui că suntem aici alături de dumneavoastră. Doamne și tuturor ajută. Celor care în seara asta sunt în sală. Și tuturor celor care sunt în sală. Sunt de și pentru dumneavoastră și la jocul. Felicitări, vă mulțumim pentru momentul frumos. Mulțumim, bunul!